Creata asta, Bratu n-a fost în offside. Diati se lasă avantaj, Bratu a încercat o preluare, faza continuă, este bine, Godfroa atacat de Company, Godfroa intră în careu, Godfroa în fața porții, gol, Rapid, a marcat Iliești. Important este ca Rapidul să nu își pierde concentrarea, să joace la fel ca până acum. Bratu, cu fața, se toarce foarte bine, Bratu trece și de descas, deja este Iliești, în care Iliești, centrează înapoi, Bratu șutează, gol! Este 2-0, dragi prieteni. Incredibil, două goluri marcate în 3 minute, Rapid, Bratu arătându-și aici clasa, a trecut de 2 adversari, așteaptă pasa și jutează senzațional, fără speranțe pentru Zitka. Rapidul conduce cu 2-0 și cele 35 de grade parcă sunt de gheață aici pe stadionul Constant Van den Stok. Este lungă spre Bratu. Asta este Peterberg cu dribling frumos. Compatriotul său Willemson. Este gol pentru Anderlecht, marcat de Jestrovic. A centrat foarte bine Willemson. Încă o dată faza. Peterberg filtrează foarte bine acest balon, a fost un dribling. Willemson, Jestrovic plasează lovitura de cap și este doar 2-1 pentru Rapid. Lindan, Jestrovic, Peterberg schimbă partea, descas din nou. Seol trează pe ol, Jestrovic. Este 2-2. Puntează Peterberg. Din nou două goluri în 2 minute. Bacar mânt spăimântător în parc Astrid, acolo unde Anderlecht reușește egalarea. Două faze aproape trase la Indigo. Jestrovic greșește foarte ca pe spate. Nimeni nu se aștepta la așa ceva, cu excepția lui Treptat. Rapidul face tot mai des pasul înapoi. Cel mai avansat jucător este Robert Nico, undeva la 30 de metri de poarta lui Dolha. Dolha încă n-a ieșit la nicio centrare. Trebuia să iasă la asta! Dolha n-a ieșit la centrare! Trebuia să iasă la asta! Gol înscris de Seol! Seol înscrie pentru 3-2. Anderlecht este în acest moment calificată. Ninja depășește în aer pe Joavă. Joavă și-a calculat și el greșit săritura. Nu și Seol. 3-2. Golul care în acest moment califică pe Anderlecht, dar mai sunt 15 minute, pus prelungirile.